Vineri vremea va fi caldă, în special în vestul, centrul și sudul țării. Razele soarelui vor străbate printre nori, iar ploi slabe peste zi mai sunt posibile în zona de munte. Astfel, la amiază, termometrele vor indica la Giurgiu chiar și 24 de grade. După lăsarea serii sunt anunțate ploi în regiunile sudice, sud-vestice, centrale, iar peste crestele montane s-ar putea să mai cadă lapoviță. Vântul se intensifică la început în zona Moldovei, iar peste noapte și în jumătatea de sud a țării. Astfel, vineri în Bolintin, Hotarele, Comana, Mihăilești și Ghimpați se vor înregistra 22 de grade, la Izvoarele 23, în timp ce la Giurgiu se vor înregistra 24 de grade. Vântul va sufla cu o putere de 11 km pe oră din direcția nord-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur. Umiditatea aerului va fi de 43%. Dunărea este în scădere cu 2-8 cm, iar cota probabilă este de 180 de cm.